Îi spart tot. Bă, mă, dăm. Bă, fii atent. Stai, mă, zi. Ok, nu te speria. Deci, din câte am înțeles, lonjeroanele sunt îndoite. Deci m-am trezit și îmi zice zbâr că e lovită mașina, e făcută că să zici ce s-a întâmplat. Ok, deci avem aici, în primul rând, foarte mare noroc că n-ai avut ce s-a parcat aici. Da. Deci ai să un stand cu tot de obicei, corect? Da, da, cam prost, tă, nu știu, e parcat prost. Observ pe unde e bucat, de pe aici pe jos. Da. Pentru că ai dat această mașină. Și uite cum am făcut toată fața. E... Da, e praf mașina. E ca praf, da. Bun, poliția vine? Da, nu, da, imediat ajunge poliția. Vreți să ai declarație pe FaceTime? Ce declarație? M-am trezit din somn și mă sună prietenul meu zbâr. Nu te speria, ți-a scăpat Avran camera. Și văd Dita-i Mustang de 20.000 praf. Bă, mă, dăm. Bă, fii atent. Ce mai așa? Stai, mă, zi. Ok, da. Nu te speria, dar ți-a scăpat Avran camera pe jos. Păi nu e mă. Acum, da. Ce s-a întâmplat aici? A intrat un băiat în mașina ta și acum am sunat la poliție. Ce-a fugit? Nu, e aici, bro, aici, e aici. A dat și intra lui Snic. Întrebăm cu băiatul ăla, n-o băut, nu-i nimic. Nu, adică e tot, okay, nu? E, în rest e tot ok. Nu știu cum fac cu băiatul, dar trebuie rezolvat, adică puii mei. Bine, revenim pe vlog. Oh, stai că încă mi-e greu să procesez tot ce s-a întâmplat. Ideea este că, din câte am înțeles, un băiat de naționalitate turcească a mers pe stradă, nu știu cu ce viteză, că la 30 la oră nu se întâmplă așa, adică nu muți mașina din așa în așa. A intrat în Mustang, mi-a lovit și mie mașina, i-a lovit mașina și lui Snic și din păcate a mea arată așa. A lui Snic, Doamne ajută că nu i-a lovit atât de tare, dar tot i-a lovit-o, dar Volvo-i Volvo, adică Volvo. Mi-e greu să procesez pentru că mașina mea, BMW-ul, noroc că este la Oradea, este la modificat și mai aveam Mustang-ul pentru a-l folosi, așa că nu o să mai am nici Mustang ca să-l folosesc. Îmi este foarte ciudă că nu știu efectiv ce să fac pentru că eu sunt la Arad și abia la ora 7 am avionul, ajung seara la 9, nici nu știu ce trebuie să întâmple, o să vină platforma, să ia mașina, nu o să o mute, habar n-am, o să fie wow. Gândiți-vă, așa, eu m-am trezit pe la 7, n-am mai putut să adorm, după pe la 8, am zis gata, mă trezesc complet și am început să stau pe telefon și stăteam încet, mă dormea lângă mine, nu mai văd că la 9 fix începe să mă sune zbâr. Nu am înțeles nimic, că de ce mă sună zbâr la ora asta? Prima oară nu am răspuns, după îi zic dacă mă tot sună, răspund, alo, ce faceți? Dormim. Trezește-l pe mădă, mă aude de lângă mine, se trezește și după îi zice asta cu... Nu te panica, da. Nu te panica, îmi arată Mustang-ul. Eu credeam că are ceva glumă, dar după aia mi-a luat timp să procesez, să mă trezesc, bă, stai, what? Am luat avion, așa, pe urgență, și ne îndreptăm spre București, că trebuie să dau declarație în maxim 24 de ore de la incident, adică s-a întâmplat undeva la 8 dimineața, sau la 8:30, la 9 am aflat că am fost trezit din somn și să vedem ce s-a întâmplat mai departe. În continuare vom pune cadre pe care le-a filmat Spâr azi dimineață și Vroom și Snic și toți, pentru că nu doar mașina mea a fost lovită, din câte ați înțeles, a fost avariată și a lui Snic, i-a rupturata sau nu știu ce a făcut. Nici nu vreau să știu ce viteză a avut domnul cu tare, da, vă pun cadre aici. Ca idee a venit cu atâta putere încât o împins și mașina mea. Gen, mașina mea era parcată drept, da. Stai. Fix, uite cum a... Uite frânele, mă, cum se văd frânele. Cauciucurile. Bă, n-ai cum, bă, deci n-aveai 30 km la oră, cum o zis asta în viața ta, aveai 70 la oră. Care-i zisă care 30? Plecăm. Care dintre șoferi? Nu știu, că nu înțeleg român, am vorbit cu ăsta care vorbește englezul ăla, că... Nu sunt doi șoferi implicați în accident. Și ce gen de... Păi asta e problema, că nu se aplică RCA în cazul ăsta. Aleo, Madalini! Băi, deci cred că plângea inima în mine, ești prost. Doamne, măi, culița mea. Bine că toată lumea e teafără, dar tot plângeam, ești prost. Da, da. Bă, arată mai bine acum, n-ați trimis. Da. Da, ești nebun, acum nu mai se prinde. Asta nimica. Băi, ce trist. Bă, să încerc oare să văd dacă pot să o îndrept un pic pe a mea? Băi.
100? Nu e o problemă, problema e să nu mergi cu ea, că să nu-ți dea peste cap transmisia. Adică, de fapt, lasă, dacă mai e un accident, deja ești strâmbă. Lasă, lasă, așa. Trage de cap. Bă, dar Mihai zice că el a construit mașina asta, să fac Nu, el a construit-o, bă, că știe toate astea. Păi, știe tot, se desface. Hai, dă-mi Cold Star. Ia, stai să dăm plată. Cold Star. Pe ce-i de acum? Bă, bine, mă, pare acum. Avem lumină, băi, băi. Ai lăsat-o pe liber? Ce? Ai lăsat-o pe liber? Nu, 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 au mut pornite. Au mut pornite? Da. Păi, ce p***a lui? După e ferice, dă-i și drifter cu ea dacă... Armatori aprinși. S-au aprins? Toți în p***. Suntem toți acolo. Oh, a venit Crăciunul, uite, frate. Tu cum l-ai trezit pe... sau tu... Nu, a venit maica mea, a bătut. Acolo și vine maica mea. Mă sună, nu înțeleg. Ce p***, mă? Dă-o asta să mă uit. Mașina l-a stat. Nu, nu, a spus fix așa. Mașina l-a Madalin, Madalin. Eu am crezut că a venit Madalin și a făcut accident. Da! Ies afară și văd că aveau ăștia o macara acolo cu aia, era gen, bă, ce p***a de dură cu macaraua în mașini? Ce? Păi a venit, mă uitam la mașini, nu-mi dădeam seama care ce are, o văd pe la Madalin. Cum intră în ea? Că era întoarsă de tot, da, bă. Da, bă, era 90 de grade întoarsă. Da, bă, dar nici nu e aici. Da, bă, săracul ne... Dar știi ce? Mie mi se pare că efectiv el a avut ghinion de rău. Nu a avut noroc rău. Că nu era șeptar. Da. Dar mama ta tremura, bă, era așa. Da. Doamnă, calmați-vă un pic. Că nu-i mașina. Așa că a zis că nu-i mașina de neamă. Toma Vianu și Ethan direct spre Buc. O să vine zbor după noi și mergem direct la declarație. S-a ajuns și acum direct la polis, la declarațiune, la alea. Căutăm pe zbor și uităm. Bine, prima oară o să vedem mașina, după aia îi dăm la poliție, că na, aia zi, hai să vedem. A venit zbărâul. Ce faceți? Ce e ăsta, mărciu nou? Ia lui Popa, l-am luat din mine, de lui Popa. Gata. Și că îi întorse mașina, așa mă. Da, așa. Am ajuns cu zbăr aici. O văd deja așa un pic în întuneric. Da, mare c***a fi făcută mașina, ești nebun la cap, e turtită, e șaur, mai vai morții ei. Uităm acum arată, vai de morții ei. No. Da, 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 uite-te la ea. Uite-te la ea. What the fuck? Mama mea. Deci asta e urma băiatului. Aici, din câte am înțeles la zbâr, a fost mașina efectiv mutată până aici. De până aici era cauciucul din stânga. Aici a fost așa. Aici a fost mașina lui Snic, nu? Da, da, de până unde am mutat-o pe lui. Păi stai mă, de unde? De aici, asta e locul lui Snic. Bă, ești tâmpit la cap, ce-o ținut Volvo, wow! Bă, dar voi gândiți-vă, un singur lucru, stau și mă gândesc, mai țin minte când am zis că plec la Arad și îmi iau bilet de avion? Da. Dacă era Mustang-ul aici și șeptarul aici, că eu ambele le parchez cu spatele, era parcată cu spatele. Da, da, da. Dacă le ștergea pe amândouă, ce daună era? Că nu le ștergea, dacă dădeam șeptarul era daună totală. Deci, din câte am înțeles, lonjeroanele sunt îndoite, atâta n-am. Sunt, da. Așa mi-a zis Rum, că sunt îndoite, capota trebuie schimbată, știi ce trebuie să salvăm de la capota asta? Plasticul ăsta. Nu, te rog, nu. De ce? Cel mai urât lucru de pe mașina asta, când o văzut, gen, bă, măcar o să scape de c***a ăsta în sfârșit. Nu scap de el, este bun la cap. 30, la oră faci asta, la un Mustang. Bă, faza e că mai mult de 50. N-ai cum să prinzi de acolo. Mai mult de 50 în golf ăla n-ai cum să prinzi oricum. Bă, eu zic că peste 60-70 odată. Am completat foaia și ne-au zis polițiștii că nu acum, mai așteptați. Și am întrebat cam cât. Nu știu, așteptați. Așteptam. A, ce dimineață frumoasă, parcă nici nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. A, s-a făcut c***at Mustang-ul. Asta este bara. Bună ziua, dragă bară. Văd că o pușcați tot aici. Așa, bun. Lăsăm puța la locul ei. Împreună cu toate rămășițele. O să trebuiască să curăț astăzi aici, clar, pentru că nu putem lăsa în halul ăsta aici. Astea toate sunt piesele mele, nu o să înțeleg. O mai fi și de la golf, că era tot negru. Păi, să mor eu, ăsta nu e a meu. ăsta nu e a meu. Să vedeți la lumina zilei cum se comportă Mustang-ul. Da, să mai ține și el în ceva. Asta e
scutul. Văd că nu mi-o spart aici ăsta de la spălare faruri. Aha, bun, ăla era. E bun. Dar rest, îi spart tot. Da, da, roțile sunt drepte. Roțile? Roțile da. N-au nicio treabă, mă, n-au nici pe dracu. Asta e foarte bine, la asta chiar mă bucur, că jantele au fost un pic mai scumpe și chiar au ținut foarte, foarte mult timp și au stat foarte mult pe mașina asta. Și au avut și noroc. Aici nu știu cum se repară tot. Se schimbă, așa se repară. Da? Da. Aripai, că... Ți-a spart și parabrizul? Unde-i? Aici? Aha. Acolo? A, deci spart parabrizul, am înțeles. Da. Da, în fine. O să trebuiască să fie schimbată. Ideea e că dacă vii aici și dai cu camera acolo, poți să vezi aproape tot motorul. Asta e da. Airbag-uri n-au sărit. Nici nu știu dacă sar dacă nu-i pornită mașina. Sar? Și asta ar fi fost și culmea. Nu-i omul în mașină, nu-i nimic și sar airbag-ul. Da. Da. Păi cam atât ai și cu Mustang-ul. L-a văzut și dimineața asta. Și dracu, așa au fost vopsit, așa prost. Sau ce dracu s-a întâmplat aici? Sabar, n-am. Știi ce mi-au scris în comentarii pe TikTok și de-astea? O anunțam de că vrea să dea Mustang-ul, repede, a intrat cu o mașină în el să nu-l mai dea. Nu mai bine îl dădeam decât să dau în el și să bag bani în el mai departe, că eu sunt sigur că o să trebuiască să bag, pentru că eu nu o să vreau să-l țin stoc. O să trebuiască, pe lângă reparație, să-i mai cumpăr o bară din aia, gen tip Shelby, să-i mai cumpăr și noi ieftină, vreo 4.000 de lei, mai trebuie să-i pun tăfelul, deci da. O să mă ducă distracția. N-aș fi atât de handicapat. Chiar am vrut să dau Mustang-ul și chiar acum am zis că de la Paști până la vară făceam tot proiectul pregătit. Da, da. Asta a fost cu vlogul. Și revenim cu mai multe vloguri data viitoare, să vedem ce se mai întâmplă cu Mustang-ul. Vă pup, aveți grijă la oameni din jur.